Toți credincioșii țin postul nașterii Mântuitorului cu strictețe în fiecare an. Acesta a început duminică 15 noiembrie pentru o perioadă de 40 de zile și se încheie pe data de 24 decembrie în ajunul Crăciunului. Postul se rezumă la faptul că se consumă doar mâncăruri de post, fără carne, brânză, ouă, iar în zilele de luni, miercuri și vineri, mâncarea se consumă fără ulei și nu se bea vin. Totuși, există câteva excepții. Dacă este prăznuit un sfânt mare cu cruce neagră, atunci creștinii au voie să consume vin și unt de lemn, iar dacă sărbătoarea este trecută cu cruce roșie în calendar, atunci, în acea zi, se face dezlegare și la pește. Se spune că fetele nemăritate, în postul Crăciunului, este bine să bată pernele pentru a-și găsi ursitul mai repede și pentru a-și îmblânzi soarta. În 29 noiembrie, în ajun de Sfântul Andrei, se spune că se ung ușile și ferestrele cu usturoi împotriva strigoilor. De asemenea, nu se dă cu mătura de teama lupilor. În ziua de Sfântul Andrei, 30 noiembrie, nu se împrumută din casă, nu se pronunță numele lupului, iar fetele fac vrăji de dragoste. În această zi se pune în apă o crenguță de măr, iar dacă înflorește până la Sfântul Vasile, atunci anul viitor va fi unul roditor.